bună! Și uite că ne vedem la un nou vlog în hall și mă chinuie să stau aici așa pe o bucățică de canapea, pentru că lângă mine doar mi-e cineva obosit. Și uite, hai să-mi desfac și eu părul acum cât stăm puțin de vorba asta, pentru că am fost puțin pe afară și pe la magazine și cam așa mi-l țin acum pe timpul iernii, împletit într-o codiță ca să-mi stea ok sub geacă și să nu se frizeze, să nu se încurce, să nu se facă în ultimul hal, pentru că nu-l suport să stea așa peste gulerul de la geacă și am descoperit că în codiță stă cel mai bine. Dar am zis că să deschid puțin camera, să vorbesc cu voi, să vă arăt întâi două chestii drăguțe pe care le-am găsit la Lidl, pentru că am lăsat așa câteva imagini. Și da, am fost la Lidl pentru că ieri mă uitam eu pe revista pentru săptămâna aceasta, activități de, pentru 30+, și am văzut că bagă din gama aceea fără lactoză, bagă iaurtul pe care îl tot caut și îl tot aștept de atâta timp și mai bagă și niște perluțe din acelea de brânză, iarăși de la Vemondo, cred că sunt ele, plus că văzusem așa că au foarte multe, nu pot să zic, nu știu dacă au săptămâna vegană sau vegetariană, ceva în acest sens, parcă nu scrie asta în broșură, dar băreau foarte multe produse din acestea vegane și produse din gama Free From și au varianta fără lactoză și au și multe produse, am văzut, fără gluten și diversi alergeni de acest gen, ceea ce mi s-a părut interesant și am zis ok. Oricum aveam nevoie să ajung să iau lapte, deci ăsta e momentul să iau eu și niște iaurt. Și am luat. Mi-am luat vreo 4 să-mi ajungă până la finalul lunii când au termenul de valabilitate. Iar pe lângă ele am mai găsit și niște cărți cu rețete. Aveau, v-am lăsat și ceva imagini, aveau 5 astfel de cărți, 20 de lei este una. Eu mi-am luat-o pe cea low carb și pe cea sănătate și suplețe. Mai aveam una cu postul intermitent și două cu rețete vegane doar. Bine, așa cea cu postul intermitent, toate celelalte erau cu rețete strict vegane, pentru că da, cineva a stat pe acolo vreo 15 minute, cred, și le-a analizat pe toate. Așa că am zis că acelea doar cu rețete vegane, oricât m-ar fi încântat pe mine, am că mare parte din rețete aveau chestii pe care eu nu prea le mănânc, de exemplu brânzeturi vegane sau din acestea, cum le spune, cărnuri vegane care nu sunt cărnuri, hamburger, deci mai aveau pe acolo ceva cu cârnați vegani, deci nu am încercat ceva chestii de genul acesta cu timpul și nu. N-am mers. În schimb, acestea au și ceva rețete pe bază de carne, ou, adică sunt cu toate națiile de alimente, doar că sunt rețete create în ideea aceasta de a păstra cumva controlul greutății, unele chiar să te ajute și la slăbit și toate au sfaturi, toate cărțile aveau sfaturi din acestea pentru meal prep. Plus că la astea două am văzut că mare parte din rețete erau așa, se făceau repejor, jumătate de oră, 40 de minute, 20 de minute, unde sunt chestii fără coacere și altele de genul, așa că am zis că da, vreau să le iau și are, deci are diverse chestii, orez cu broccoli, da, ce mai zucchini, supe, să vă arăt eu cel mai bine cu prinsul, cred că de la ele. Cam așa, deci aceasta are și mic dejun și gustări calde și feluri de diverse feluri principale și cred că la fel era și cea low carb și chiar mă uitam eu prin ele dacă se repetă sau nu rețetele, nu se repetă, așa că am zis că da, eu încă mai iau cadourile de la Moș Crăciun, ca să spun așa, pentru că de asta n-am făcut un video din acesta cu ce cadouri am primit de Crăciun, pentru că am primit unele cadouri înainte, iar de Crăciun am primit mai mult bani și acum încep să îmi iau din acele cadouri și ele ar fi. Iar apoi, mamă, un alt cadou pe care mi l-am luat este ceva ce am fost puțin și la Cora, ce tot ziceam eu de ceva timp bun să-mi iau, dar am zis că hei, lasă că nu-mi trebuie, lasă că mă descurc cu cele pe care le am, și anume o ganteră de 3 kg. Și acum am zis că mă uitam pe site la Decathlon, zic, poate nu mă duc până la Decathlon pentru o ganteră, nu fac comandă pentru o ganteră, și mi-am adus aminte că este că la un moment dat eu am văzut în Cora că aveau și chestii de genul acesta.
Așa că am zis că să dau o fugă până acolo și da, mi-am găsit o gantere din aceasta de 3 kg. Este și albastră, se asortează cu celelalte, bine, celelalte cred că sunt bleu, dar în fine. 48 sau 49 de lei. Oricum, prețurile am văzut că erau cam la fel și pe net, deci, na. Plus drumul, dacă mai stăm să-l fac, tot acolo ajungeam. Și am intrat rapid și în Pepco pentru că aveam nevoie de un scojin acesta dublu adeziv. Bine, sincer să fiu, n-am intrat musai după el pentru că știam că ultima dată când am fost nu l-am văzut, dar acum că l-am văzut am pus mâna și l-am luat pentru că mi s-a terminat aseară și chiar aveam nevoie. Intrasem după dânsul pentru că știu cu siguranță că am unul, deci am unul în casă 100%, dar unde l-am pus habar n-am, deci nu știu cine știe că e una, nu știu unde l-am pus. Și na, cam acestea ar fi chestiuțele și ce mai vreau eu să vă spun despre aceste vlog and haul-uri și despre un film la care m-am uitat de curând și care știu că este puțin așa foarte discutat și controversat în ultima perioadă, dar întâi cu vlog and haul-urile. O să le păstrez această denumire la aceste tipuri de daily vloguri, de vlog and haul. Am folosit-o prima dată în Vlogmas pentru că aveam al doilea cumva daily pe care l-am postat în Vlogmas. Era așa o combinație și cu ceva chestii de daily, dar și cu parte de haul-uri. Să-i fi spus doar daily vlog, parcă nu sună așa și mi-a venit atunci ideea de vlog and haul. Și am zis că da, ok, o să o păstrez pentru că aici mai profit de ocazie și vă mai arăt diverse chestii, cum ar fi na, gantele, chestii, cărțile acestea de bucătărie, oricum până apare acest video, nu știu cât se mai găsesc ele în Lidl, poate mai aveți șanse, dar eu oricum în momentul când găsesc ceva drăguț și interesant le postez pe Instagram la story, o să vă las eu contul pe aici și vă invit dacă vreți să mă urmăriți și acolo pentru că acolo le postez mai în momentul real, ca să spun așa. Și vă spuneam că vreau să păstrez aceste vloguri în haul-uri, m-am gândit eu pentru moment să le fac cumva, nu știu, poate de două ori pe lună, oricum cumva ținta mea ar fi și m-aș gândi la un moment dat să le fac cumva săptămânal, dar nu știu dacă am efectiv în fiecare zi să facem ceva, dar oricum mă gândeam să fie cumva așa pe o săptămână, chiar dacă foarte probabil unele zile să lipsească și să încerc cumva să le fac de, în momentul de față, de două ori pe lună. Dacă o să iasă mai mult de două ori pe lună și mai drăguț mai spre ținta pe care mi-am propus-o, dar o să vedem, dar până una alta, da, o să le păstrez această denumire de vlog and haul, pentru că îmi place, deci îmi place, nu știu, parcă sună mai drăguț decât daily vlog, decât toate astea, pe ideea, na, pe care vă dau aici. Și despre film. Despre film este vorba despre cel de pe Netflix, Don't Look Up, cu Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence, sper că nu greșesc. M-am uitat acum două zile, pe 1 ianuarie seara m-am uitat la el și m-am uitat sincer să fiu mai mult de curiozitate pentru că am auzit persoane care au zis că e ok, e drăguț, este interesant filmul, dar am auzit și persoane care au zis că este o pierdere de vreme și de timp să stai să te uiți la el. Moment care na, m-a intrigat cumva, are cam 2 ore jumătate parcă și este vorba de 2 astronomi care, în fine, e un profesor și doctoranda care urmăreau ei partea aceasta de stele și tot pentru o lucrare și la un moment dat ea descoperă o cometă nouă pe care nu mai văzuse nimeni până atunci, motiv pentru care aceasta o să-i poarte și numele, o cometă care vine direct spre Pământ. Și au făcut ei toate calculele și tot și cometa va lovi Pământul. Și de aici acești astronomi, normal că încep să anunțe autoritățile și tot, dar mai mult nu o să vă spun pentru că na, mai interesant este să vă uitați și să vedeți ce se întâmplă, cam asta mi-aduc aminte că era cumva și prezentarea de pe Netflix a filmului. Ce mi-a plăcut mie? Pentru că mi-a plăcut. Mie personal chiar mi-a plăcut filmul. Nu pot să zic că, vai, l-am adorat și l-aș mai vedea de 1000 de ori ca alte filme, dar nu pot să zic nici că este pierdere de vreme. Acum cred că depinde foarte mult de fiecare ce anume vrea să vadă sau ce anume vede în film. Eu ce am văzut și ce mi-a plăcut a fost modul în care au prezentat ei o situație foarte reală în viața de zi cu zi, o, practic pot să spun o realitate a zilelor noastre, și anume modul în care o chestie din aceasta de sfârșitul lumii, o chestie care ar afecta populația planetei,
cum este ea tratată la nivel politic. Și practic este foarte fain, din punctul meu de vedere, foarte fain, foarte real prezentată, faptul că interesele politice și interesele economice sunt cele care sunt on the top în fața populației planetei. Deci când se întâmplă o chestie de genul acesta, în primul rând, primele care sunt luate în vedere sunt interesele politice și economice, iar populația puțin mai încolo așa lăsată. Dar mie una chiar mi s-a părut interesant, adică nu consider că am pierdut vremea uitându-mă la el, mai ales că, v-am spus, mi s-a părut așa drăguțel. Bun, și cam asta pentru moment și cred că, nu știu astăzi dacă mai facem ceva, dar oricum, dacă mai fac ceva interesant, că de dus nu mă mai duc pe nicăieri, bine, vreau să filmez un video și dacă mai e ceva, o să vă arăt. Dacă nu, să ne auzim, nu știu, mâine, poi mâine, la un moment dat, zilele acestea. Hei, bună și ne auzim și pe ziua de astăzi. Am ajuns și eu acasă după prima zi de muncă din acest an. A mers așa greuț treaba, ca de început de an, să spun așa, dar e ok. Ne intrăm pe făgașul normal și vreau să spun în același timp că sunt foarte mândră de mine pe ziua de astăzi, pentru că am rezistat primei tentații, să spun așa, majore de a cumpăra chestii de care nu am nevoie. Văzusem pe site la Rivier că au niște reduceri și aveau și paletele încă, le mai aveau paletele acelea din ediția specială și de la Essence și de la Catricea de Crăciun și m-am uitat eu pe acolo, le-am pus în coș, la final m-am uitat odată la coș și le-am șters, zis că ok, nu am nevoie de ele, asta pentru că mi-am propus să mai cumpăr doar chestiile de care am nevoie sau care, să zic, că îmi plac extra, ultra, mega mult și mă dau pe spate. Așa că da, am rezistat cu succes primei tentații, mai ales la partea de make-up. Sincer, eu vreau să mai împuținez așa din el, pentru că mi se pare că încă am destul de multe, dar oricum am făcut eu declutterul acela, bine, l-am postat în luna decembrie, dar pe el l-am făcut cumva final de octombrie și prin noiembrie, vă spuneam eu atunci că l-am făcut așa în mai multe etape, dar cu siguranță cred că prin primăvară o să mai urmeze un declutter printre ele, pentru că vreau să mai testez produse, ceva chestii până atunci. Și totuși am zis că rezista primei tentații pe partea aceasta de make-up, dar îmi aștept și eu comanda de la Sinsay. Bine, acolo, sincer, mi-am luat ce aveam nevoie. Mi-am luat niște botine foarte, foarte drăguțe și abia aștept să vină. Sper să vină mâine sau vineri, pentru că am văzut că mi-au dat mail că a plecat de la ei din depozit, așa că, da, sper să ajungă, dacă ajunge săptămâna aceasta și ar trebui să ajungă săptămâna aceasta, o să vă arăt aici, dar până una alta mi-au ajuns astăzi comenzile de la Avon și de la Oriflame și nu reușesc, cred că, să ridic cutia asta, pentru că le-am pus pe toate în aceeași cutie, să nu car două cutii după mine. Și asta vreau să fac acum, să mă apuc să filmez unboxing-ul, și zic unboxing-ul pentru că o să le pun pe ambele într-un video, că nu sunt multe produse și mare parte din ele sunt recumpărate, dar oricum, până intră videoul acesta, cum am gândit să intre luni, sâmbătă vreau să intre unboxing-ul de la Avon și de la Oriflame, deci practic cumva deja le-ați văzut. Și asta vreau să fac acum, să mă apuc să îl filmez pe acesta și poate în seara aceasta, pentru mâine, sincer, eu mi-am plănuit să editez clipul despre agendă, dar poate mă apuc din seara asta, mai vedem. Dar hai să mă apuc eu de filmat ce am aici în colet și mai vorbim. Iar până atunci, deci asta a fost o zi minunată de primăvară afară, deci am murit efectiv de cald și mi-am luat o gecuță subțire pe mine și mâine se anunță cam tot la fel, iar apoi ne pocnesc chiar și temperaturile reduse, deci nu, a luat o razna cu totul vremea, dar na. Asta este situația actuală. Bun, hai că ne auzim mai încolo sau ne auzim mâine.
Deci am terminat și eu de filmat unboxing-ul pentru Avon și Oriflame din campania 1. Și ia uitați aici, vreau să vă arăt ce fățucă are Sami, care m-a însoțit. M-a însoțit, a stat aici cu minte lângă mine. Cu fața asta de mami, ar vorbește singură. Mami, mami. Deci are o fățucă așa de cel mai inocent pisic din lume. Da, am vrut să vă arăt cât de inocent și de cumințel este el acum. Îl dai, mă, pe Șori să... Îl dai pe Șori? Bă! Îl dai pe Șori? Te dai jos din pat? Te dai, mă, jos din pat cu Șori, să fac patul? Te dai, mă, jos? Bă! Aoleu, zici că ești câine. Hei, bună! Și da, v-am arătat de dimineață un exemplu pisicesco-câinesc al lui Sami. Deci dacă te atingi de șoriren sau de șervețelele umede atunci când le fură, așa face. Deci mărie într-un hal fără de hal. Dar, da, ce putem să-i facem? Nu putem să-i facem nimic. Bun, și ce vreau să vă arăt repede, vă spuneam de o comandă pe care am plasat-o la Sinsay, iar acea comandă online s-a ales și cu o vizită în magazin. De ce? Pentru că mi-am comandat 3 chestii online și da, hai că le-am găsit eu. În primul rând mi-am luat acest porfard. Am destule, dar este a treia oară când mă uit la el. Prima dată l-am întors, l-am analizat pe toate părțile astea, nu știu, anul trecut l-am dat prin vară sau nu mai știu când exact. A doua oară, iarăși prin toamnă, la un moment dat, iarăși m-am uitat la el și am zis că nu mi-l iau. Acum a treia oară am zis că ok, hai gata, fie să mi-l achiziționez. El era și la reducere, bine, avea 6 lei reducere, cred că, pentru că era 20 de lei pe site, da, pentru că au început reducerile și este așa, în dublu compartiment, iar aici are parte din aceasta de pensule și un loc din acesta cu plasă, iar în partea de jos are așa, un loc, uite, acum am văzut că are și aici plasă pe capac și în partea de jos să pui altfel de produse. Am rămas atâta timp cu gândul la el și am zis că ok, hai fie să mi-l comand de această dată. Și de asemenea mi-am mai comandat și o pereche de cercei. Mi-au plăcut mie așa super mult, rotunzi și cu ceva steluțe. Îi am pe aceea de mi-am luat de Crăciun, motiv de Crăciun, cumva din colecția de Crăciun de la Jumbo. Și mi-au plăcut super mult, așa că am zis că să-mi iau și pe aceștia. Au fost 5 lei, uite că nu mai știu dacă, bă, da, aveau și ei reducere, că văd că sunt 10 lei, scrie aici pe cartonaș, iar eu am dat 5 lei pe ei. Și mi-am mai comandat și o pereche, mai încomandasem o pereche de botine cu șiret, care erau foarte, foarte drăguțe. O să vă las eu poză pe aici, să vă faceți idee. Și de ce o să vă las poză? Am dat 60 de lei pe ele, erau reduse de la 110 lei. Erau foarte faine, cu așa pufoșel, nu pot să zic blăniță înăuntru, foarte fain modelul, chiar mi-a plăcut super mult când au venit astăzi. Și zic că au venit, pentru că deja nu mai sunt la mine. Asta deoarece nu am greșit eu mărimea sau ceva, chiar venea foarte ok 39 cum mi-am comandat, pentru că n-am mai probat să-mi chestii la ei și la genul ăla de model știam că 39 mi se potrivește. Doar că mi-au trimis un 39 și un 36. Și măcar un 39 și un 38, să zic, aș fi putut cumva să... Sau un 39 și un 49, un 39 și un 36. Moment în care, desigur, m-am dus în magazin ca să fac retur, oricum merge super repede treaba la ei și asta îmi place super mult. Mergeți în magazin, dacă aveți un magazin Sinsay în oraș, faceți retur, îi ia domnișoara de acolo de la casă, face formularul de retur și super repede am primit, îi zic că în maxim 3 zile, primești pe mail un link în care să îți bagi codul IBAN, asta dacă respectiva comandă nu a fost plătită online cu un card. De data asta n-am plătit cu cardul, am ales plată cu ramburs, așa că da, mi-a venit, am pus acolo și contul și acum urmează să-mi bage banii. Dar dacă tot am ajuns în magazin, am profitat de oferte. Și da, aveam și eu sacoșelele mele, dar erau oricum prea mici și până să-i spun ceva domnișoarei de acolo, am văzut că ea le-a pus deja în pungă. Și pentru că am rămas cu gândul la botine, mi-am luat
un fel de ghete, cizme, ce sunt acestea, ghetuțe sunt. Mi-a plăcut super mult modelul pentru că nu mai am ceva așa pătrățos în față și ele sunt la reducere, iar la ele am avut nevoie de mărimea 40, le-am probat, oricum este un model cumva diferit și au fost 36 de lei la reducere, ceea ce mi s-a părut super... De la 139 de lei are 74% reducere. Ok, ce pot să zic, interesant asta, nu știu cât de bine se vede sau dacă focalizează ceva aici. 30, acum am văzut prețul inițial. Îmi plac super mult, au la fel top din acesta butucănos cum îmi place mie. Ce mi s-a părut ciudat când le probam, că ai așa cumva senzația că nu, te duci cumva într-o parte. Dar mi-au plăcut și am zis că da, ok, mi le iau. Iarăși mi-am mai luat, numai aici două chestii agățate una de alta. Din gama aceasta Gym Hard mi-am luat o bandă din aceea pentru exerciții, pentru, în fine, mâini. Se poate folosi în mai multe moduri. Mai am una de la... dintr-un set de la Jumbo și mi-am dat seama la niște exerciții că aș putea cumva să folosesc două și aș fi mai avut nevoie de una, dar tot am văzut că era redusă și a la 8 lei de la 16 lei. Am zis că ok, hai să mă iau, oricum astea sunt bune. Asta da, pentru că vreau să mă reapuc de exerciții acasă și apoi. Și bine, vreau să mă reapuc de exerciții acasă pentru că până la urmă mi-am dat seama că partea cu mers la sală, oricât mi-aș dori eu și oricât aș vrea cu toată situația aceasta, o să fie cam greu. Deci, efectiv, chiar o să fie cam greu din punctul meu de vedere. Iar vin restricții și diverse chestii. Așa că, da, am zis că este musai cazul să dau așa un avânt și să mă apuc de exerciții. Și mă tot uit eu aici că foșnește cineva lângă mine. Cineva s-a întins aici pe pungă. Până acum a fost în pungă, acum s-a întins pe pungă, desigur, și-a găsit loc de dormit. Și eu mai am ceva de scos de acolo să vă arăt, dar poate ne dă și nouă voie. După aia am mai luat un fez din acesta subțire pentru iubitul meu și el era redus la 13 lei de la 26 de lei, are 50% reducere. Asta pentru că nu mai avea niciun fez mai subțire, l-are doar din acelea cu... blăniță și am zis că ok, nu mai bine să iau unul și acum haideți să ne rugăm frumos de Sami și să sperăm că nu ne mârie, că nu ne mârie. Ei, spuneți chiar ele, eu ce mă mușcă, mă, de cine ești cu mine? Păi cum are mai are mami treaba aici puțin? Sami! Așa, dacă tot eram zis, am profitat de ocazie și am luat unei colegi, am trimis mesaje, am trimis poză dacă vrea, pentru că este fană Harry Potter și îi plac chestiile acestea, plus că îi plac foarte mult și tricourile de la Sinsai și l-aveau pe acesta cu Hogwarts la reducere la 20 de lei de la 30 de lei, da? Da, are 33% reducere, materialul este super, super fain, că nici nu trebuie să mă uit, sigur, este din 100% bumbac, așa că mie îmi plac și mie una, îmi plac super mult și v-am mai tot arătat pe aici tricoul de la ei. Și stați că eu sunt în căutare de ceva ce nu găsesc, pentru că mai am o chestie, aha, gata, am găsit. Bun, ultima chestie de la Sinsai, pentru că nu doar colega mea este fană Hogwarts. Harry Potter și eu, sincer să fiu, dar mi-a plăcut foarte mult acest ghiozdănel care este redus la 60% reducere. A fost 36 de lei de la 90 de lei și este așa super mare și are aici logo-ul de la Harry Potter, aici are așa un buzunar și apoi înăuntru buzunarul mare care n-a, este gol și mai are un buzunar aici pe spate. Asta pentru că îmi doream de ceva timp un ghiozdan așa mare, dar din material de genul acesta, ca să pot să-l am atunci când mai merg la cumpărături, bine, la cumpărături gen la mall sau ceva, dar și pentru de zi cu zi când mă duc la muncă să-mi bag aici și pachetul și agenda să trântesc tot ce am nevoie, unul la mână și doi la mână pentru că am zis că ar fi cazul să-l mai schimb și eu pe cel pe care îl am deja și am zis că de ceva timp mă uitam pe un ghiozdan din acesta mai mare. Și chiar i-am să îi spuneam unei colegi înainte să plecăm spre muncă, ea avea un ghiozdan așa mare și i-am zis, mamă, ce-mi place ghiozdanul tău de când mă tot uit și eu și îmi doresc unul așa mai măricel. Etena, că a venit. Ca să vă faceți idee, nu știu, cam cât sunt ghiozdanele acelea de școală, na, cred că se poate vedea cumva comparativ cu mine. Și mai am o pereche de cercei de la Orsay,
i-am luat, care mi-au plăcut super mult și mulțumesc lui Sani că îmi dă voie. Da, el vrea să joace cu punga. Aveau și ceva reduceri. Bine, m-am uitat doar la accesorii. Au fost 10 lei și sunt aceștia care chiar mi s-au părut super drăguți. Și stați că ne leșină Sami pe aici chestiile. Ei zic că sunt cubic zirconia, da. Bine, nu știu ce să zic despre acest lucru, dar chiar sunt super fain și piatra aceasta chiar lucește foarte bine. Așa că, da, mi-am luat și pe ei. Și cam asta a fost treaba și cam asta ar fi hulusii să ai. De, am pe aici așa ceva chestii pe lângă mine. Pentru că, na, dacă m-am dus și am făcut retur la acele ghete, într-un fel de casă așa, cumva mai bine, pentru că de aceiași bani mi-am luat și ghetele acestea și ghiozdanul, dar oricum și alea erau super, super drăguțe și eram super entuziasmată și abia așteptam să vină și când au venit și le-am și văzut că erau foarte faine, dar am fost, na, dezamăgită, pot să zic. Dar ăsta cred că a fost, sincer, un semn ca să-mi iau până la urmă acest porfard după care mă tot uitam de ceva timp. Sau să mă duc în magazin și să-mi găsesc ghiozdan ce-mi doream de ceva timp, așa că na, ce pot să zic. Până la urmă treaba a ieșit bine. A fost un fail cumva pe la jumătatea zilei când am primit coletul, dar spre final s-a rezolvat cu totul. Și vreau și acum să pun să mănânc repede pentru că mi-e foame și apoi să-mi schimb geanta, dar nu cred că o să vă arăt acum, poate fac la un moment dat un update de ce se află în geanta mea, nu știu cum mă gândeam pentru februarie, martie, cam așa cred că se face anul de când am făcut ultima dată și oricum vreau să-l și folosesc ceva timp până atunci. Bun, și dacă am început acest vlog în haul cu niște chestii cumpărate de la Lidl, zic că să îl încheiem cumva tot cu un haul Lidl. Și data aceasta am fost facem cumva așa zisa piață săptămânală și ne-am luat diverse chestii de care mai aveam nevoie. Și pentru că la început v-am arătat acele cărți de rețete, cele două pe care le-am luat. De data aceasta am găsit-o și pe cea vegetariană și am mai stat așa puțin și m-am uitat prin ea și mi-am luat-o și pe ea pentru că mi-au plăcut ceva ce idei de rețete am văzut în celelalte două și am zis că ok, se merită și aceasta. Și tot data trecută m-am uitat eu și după această cutie, ei spun cumva cutie de uscat salata, o chestie de genul, dar mi-am luat-o pentru că vreau să pun chestii de morcov, cartof, ceapă și eu le țineam într-un coșuleț sus pe frigider, dar se cam strică repejor, așa că vreau să-mi pun jos în dulap această cutie și peste vreau să pun un răftuleț cu mâncărica lui Sami. Cartea de rețete este 20 de lei, cum am spus la trecută, iar acesta este 25 de lei. Apoi,
cele două clasice sticle de lapte fără lactoză, cam 5 lei. Este apoi, mi-am mai luat două creme din acestea de brânză, tot așa fără lactoză. Văd că au termenul mai lung acestea până în aprilie, așa că am mai luat două, mai am din celelalte, dar azi iubitul meu că vrea și el să mai mănânce, așa că am să mai luăm. Apoi, după ce am văzut la trecut untul acesta, tot așa din gama fără lactoză, mi-am dat seama că, mă gândeam astăzi, ce bine ar fi un unt din acesta cu ceva pâine prăjită și cu dulcețuri, pentru că din acele am un frigider, așa că l-am luat și pe el, este 11 lei, parcă. Mai avea efectiv un singur iaurt din acesta fără lactoză, mai am din celelalte, dar mi-am mai luat unul, am zis ca să nu-l las singur acolo, și mi-am mai luat și o cremă din aceasta, cremă bulgăra și din aceștia de brânză, tot așa din gama fără lactoză, și le tot așa 5 lei cam în jurul acela sunt. Apoi am luat două borcanele din acestea micuțe de pastă de roșii, pentru că o să vreau să fac ceva, niște mâncări săptămâna aceasta și cel puțin de unul am nevoie și unul am zis că să-l mai am în casă. Uite că nu mai știu cât sunt ele, cred că undeva în jur de 3 lei, ceva de genul, și nici nu reușesc. Pastă tomate, da, 3 lei sunt. Am luat o pungă din aceasta de baby spanac și o pungă de salată din aceasta siluet. Cea siluet mai era încă la reducere, dacă nu mă înșel, la 3,50 lei. Iar ultima dată când am vrut de am luat struguri, am găsit doar roșii și nu prea mă omor eu după ei, dar au mers și aceia. Așa că data aceasta am găsit struguri din aceștia albi și mi-am luat o cutie de 500 de grame, că nu mai vedeam care, este 10 lei cutia, un cofregel din acesta cu 10 ouă în mărimea M. Apoi am luat 4 cepe așa foarte micuțe, bune de pus la salată, 3 roșioare, aici am 2 nații de mere, am unul din acesta golden, că a vrut iubitul meu din acela, și mai am 3 din acestea granii, acestea granii scriu acolo că ar fi din România, deci sper să fie bune, 2 ardei, un box de doze de Pepsi, salamul din acestea l-am luat pe acesta, care mi-e place super mult, cu un veliș de ceapă și usturoi, deci sunt în stare să-l mănânc pe ăsta ca pe bomboane sau mai ceva ca pe bomboane, e 5 lei. Și aveam un cupon din acela în aplicația Lidl pentru acesta, pentru salam ardelenesc, și am zis că e ok pentru sandwich-uri sau pentru mâncată dimineața rapid. Mănânc și eu și iubitul meu, așa că am luat două din acestea și era 3 lei parcă cu acel cupon din aplicație. Da, pe aici am bonul pe care îl tot plimb eu din stânga în dreapta. Am mai luat o casoletă din aceasta de piept de pui, era undeva în jur de 11 lei, cred, dacă nu mă înșel, carne de porc pentru gulaș. Aceasta, că am tot găsit-o, de 600 de grame, este 13 lei, iar pe cea de pui, uite că nu o găsesc. Și mai am o de asta de tortilla raps, este 4 lei și ceva și nouă ne plac super, super mult. Și hai că am găsit și acesta, era 9 lei. Bun, și cam acestea ar fi cumpărăturile de această dată. Eu o să închei acest vlog în haul aici. Cred totuși că o să le fac eu pe mai puține zile vlog în haul-urile acestea atunci când le fac, pentru că deja mi se pare prea lung pe săptămână. Sincer, eu deja am uitat niște chestii pe care vi le-am arătat pe la începutul săptămânii. Așa că da, cred că o să le fac, sincer, să fiu mai scurtuțe. Eu sper că v-a plăcut și acesta și vă super mulțumesc pentru vizionare. Iar noi ne revedem data viitoare la un nou video. Vă doresc să aveți o săptămână minunată, pentru că acesta va apărea luni. O săptămână plină de spor și de productivitate și noi ne vedem miercuri la un nou video. Vă pup! Pa, pa!